Locuitorii suburbiilor salută lansarea platformei online suburbii.chisinau.md. Oamenii spun că așa sunt mai multe șanse ca doleanțele lor să fie auzite de autorități. Ei speră că în același timp o astfel de platformă va asigura mai multă transparență la implementarea proiectelor locale. La câteva zile de la lansare, pe site-ul destinat suburbiilor capitalei au votat deja mii de oameni pentru proiectele pe care și le-ar dori puse în practică locuitorii din suburbii, în comunele și orașele lor. Очень хорошо, так будет более открыто, будут знать, что людей беспокоит. Are un avantaj destul de mare, pentru că fiecare persoană are dreptul la opinie și respectiv își dă opinia, administrația ia măsuri. Fiecare își spune avantajul, dezavantajul și respectiv primăria sau cine acolo în frunte o să ia măsuri cu fiecare problemă în parte. Pozitiv că este așa site, tare pozitiv. De ce? De atât că așa se cunoaște și trebuie pentru locuință. Cele mai importante probleme sesizate de localnici sunt revigorarea transportului, reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare, reparația drumurilor, dar și construcția și reabilitarea instituțiilor educaționale. Problema în transporte, care oamenii nu pot dobirați, e greu dobirați. Văd, у меня школьник тоже тяжело добирается на Рашкановку школу. А сколько вы ждете вот транспорт? Мы сколько? Иногда час бывает, полчаса. Люди, которые ходят каждый день на работу, очень тяжело добираются. Проблема в транспорте. Eu n-am nepoței aici și datarii mulți n-au locuri la grădiniță. Grădinița e numai una, satul s-a mărit, e mare. Adică și investițiile în educație sunt importante. Cred că da. Canalizația e problema, drumurile și parcurile. Restul e totul bine. Cea mai importantă e problema cu transportul public. Este doar o singură rută de autobuz, numărul 2. Au fost rutiere, după care au fost scoase. Și e probleme cu transportul. Calinizația asta numai decât. La tot satul. Și apoi și probleme cu drumurile avem. Iar unii sunt făcute, unii nu sunt. Drumul tot așa nu l-a reparat nici nu știu de câți ani. Numai găvăr. Când plouă, cum, e glod. Totodată, unii au spus că sunt mulțumiți de activitatea autorităților locale, iar lucrurile care se fac trebuie păstrate. Nu lipsește nimic, e foarte frumos. Așa că domnul primar se stăruie din tot sufletul, așa că păcat e spus, trebuie să mai facem și noi ceva de la noi ca să fie încă și mai frumos. Depinde și de noi. У нас все, девушка, хорошо. У нас такой прекрасный примар. Он и дороги сделал нам. Везде около домов все тоже красоту нам навел. Autoritățile municipale susțin că sunt obligate să țină cont de părerea locuitorilor din suburbii și să investească în soluționarea problemelor acestora. Primarul general Ion Ceban a declarat că resursele din bugetul municipal vor fi acordate conform solicitărilor locuitorilor și nu a primarilor. Toți cei care vor să vină cu o părere o pot face până pe 7 martie pe platforma suburbii.chisinau.md. Menționăm că primăria Chișinău a alocat pentru proiectele din suburbii al doilea an consecutiv peste 100 de milioane de lei. În componența municipiului Chișinău sunt 18 localități.